Vechea biserică cu hramul Sfântului Mucenic Gheorghe din orașul Mioveni și-a sărbătorit hramul. Cu această ocazie, credincioșii au avut bucuria să participe la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Chiriarhul a vorbit despre însemnătatea praznicului Învierii Domnului. Vine vremea când noi trebuie să împlinim ceea ce a rânduit Dumnezeu, că El este începătura învierii noastre și pe noi ne-a învățat să nu ne temem, mai mult decât atât, să credem că Iisus Hristos este începătura învierii noastre și să nu mai avem spaime. Noi trebuie să avem asigurarea și o avem, bineînțeles, odată cu învierea lui Iisus Hristos. Problema mântuirii și problema salvării noastre este asigurată. Ierarhul argeșan a binecuvântat noile cruci de piatră care au fost integrate în gardul ce împrejmuiește biserica, iar în apropierea Sfântului Lăcaș a săvârșit slujba de sfințire a unei troițe închinate Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ce a fost construită de familia colonelului Constantin Năstase. Este o cruce făcută chiar în țara, în munți, acolo a Muscel, crucea aceasta din piatră foarte frumoasă și adăugat și lemnul acesta așa de minunat, îmbinarea aceasta între lemn și piatră, elementele principale în construcție, vedeți? Aici se împletesc foarte bine și foarte frumos. Așa că, iată, George, profesorul, în amintirea căruia s-a ridicat această minunată troiță, nu? E, face o prezență a lui aici în spirit, el este prezent. Așa suntem toți prezenți și toți moșii și strămoșii noștri sunt prezenți atunci când noi ne amintim de ei. Când facem rugăciune pentru ei, ei sunt prezenți. Îl cinstim după cuvință pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Avem gând de recunoștință față de bunul Dumnezeu, pentru că ne-a ocrotit în pace, în armonie și în dragoste frățească să putem ajunge aceste binecuvântate zile. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să putem duce la bun sfârșit proiectul de restaurare al ansamblului bisericesc al Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Mioveni. Este atât de necesar, fiind un proiect de anvergură, ca biserica aceasta, monument istoric, să fie pusă în lumină, să fie un așezământ de dumnezeiesc în care credincioșii noștri, familia aceasta deosebită, să poată participa la Sfintele Slujbe în mod cât mai civilizat. Totodată nu suntem siguri în această călătorie și mulțumim tuturor celor care sprijină proiectul nostru. Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din orașul Mioveni este monument istoric și va intra în următorii 3 ani într-un amplu proiect de restaurare finanțat din bugetul local al primăriei Mioveni și din alte surse externe.